cu câteva săptămâni, Alexandru Ciucu a depus o ordonanță președințială pentru a obține custodia celor două fete, pe motiv că el are mult mai mult spațiu în casa din Pipera pentru a le crește pe micuțe, față de fosta soție care stă într-un apartament. Însă, instanța a decis în defavoarea sa. Aseară, Alina Sorescu a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook că a câștigat procesul intentat de Alexandru Ciucu, iar Raisa și Carolina vor locui în continuare cu mama lor mi-am recăpătat liniștea, instanța a decis stabilirea domiciliului fetițelor la mine. Îi mulțumesc avocatei mele Nicoleta Popescu pentru implicare și vă mulțumesc vouă tuturor pentru susținere, a scris în mediul online cântăreața Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au două fetițe, în 2008 Alexandru Ciucu a cunoscut-o pe Alina Sorescu, iar împreună au două fetițe, Elena Carolina și Ana Raisa. În ultima perioadă însă au tot existat zvonuri despre un posibil divorț. Zvonuri care, recent, s-au adeverit. Înainte ca Alexandru Ciucu să facă pași spre separarea legală, niciunul dintre ei nu a comentat presupunerile care au fost făcute.